Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias și vă prezint astăzi un formular pe care noi îl utilizăm în școala noastră pentru a obține date despre formarea profesională a profesorilor din școală. Deschidem acest formular. El este gestionat de Comisia pentru Perfecționare și Formare Continuă și datele solicitate sunt următoarele: numele profesorului, gradul didactic, calitatea de metodist, coordonator de cerc, membru în Corpul Național al Experților în Management Educațional, programul de formare, perioada de desfășurare, instituția organizatoare, numărul de credite obținut sau numărul de ore al programului, diploma prin care obținută sau atestatul obținut în urma parcurgerii programului de formare. Această diplomă, pentru a fi dovadă, este încărcată în format PDF dacă este scanată sau imagine dacă se face o fotografie a acesteia sau a mai multor pagini. Aceste date sunt acoperite de legea privind protecția datelor și sunt utilizate doar în interiorul școlii noastre. Observați setările pe care le-am făcut, sunt restricții numai la școala, la școala noastră. Răspunsurile date, numele colegilor. Sunt și mai multe răspunsuri ale unui coleg. Uitați-vă, acest coleg a dat 6 răspunsuri, ceea ce înseamnă că el a urmat 6 programe de formare în ultimii 5 ani. Sunt care au câte un singur program de formare, 2 programe de formare urmate, calitate de coordonator de cerc. Observăm, nu avem niciun coordonator de cerc în școală dintre respondenți. Membru în Corpul Național al Experților, o parte sunt, cam 40% dintre colegi sunt absolvenți ai cursurilor de management educațional. Gradul didactic, avem colegi cu grad didactic definitiv, ceea ce înseamnă că suntem un colectiv tânăr. Avem calitate de metodist, avem și metodiști printre noi. Programe de formare, le observați, jocul didactic în școală inclusivă, proiectul CRED se regăsește foarte bine aici, managementul pentru prezentul și viitorul școlii, și alte programe pe care colegii mei le-au urmat. În instituția organizatoare sunt diferite case ale corpului didactic, Universitatea Tehnică din Cluj, diferite asociații care sunt furnizoare de formare profesională. Numărul de credite, numărul de ore este aici dat sub forma acestor diagrame. Obținem și date statistice în format Excel și se vede foarte clar numărul de credite obținut de fiecare cadru didactic care a răspuns. Așadar, utilizăm acest formular pentru a avea o evidență foarte strictă și clară a cursurilor de formare pe care colegii noștri le parcurg, ca să identificăm nevoi de formare în anii școlari următori. Eu vă mulțumesc, sunt profesor Mândiță Baias, director al școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia Mare.